Directorul FBI Christopher Wray urmează să fie audiat astăzi în Senatul American. Wray va răspunde la întrebări legate de asaltul care a avut loc pe 6 ianuarie asupra clădirii Capitoliului. Săptămâna trecută, ofițerii de la Capitoliu au acuzat în timpul audierilor serviciile de informații pentru atacul de la Washington. Congresul SUA a deschis o anchetă pentru a înțelege mai bine cum s-a putut întâmpla ceea ce era de neimaginat. Ask those who wrote the Constitution, ask Abraham Lincoln. Ask anyone who cares about our democracy why we are bothering. You cannot go forward until you have justice. De partea cealaltă, Donald Trump tace. După o pauză de 6 săptămâni, fostul președinte american și-a făcut apariția la un eveniment al republicanilor. Însă n-a scos o vorbă despre anchetă sau despre incidentele din 6 ianuarie. There's never been a journey so successful. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Who knows? I may even decide to beat them for a third time. Okay?